Bună tuturor, sunt Gheorghiu Cătălina, iar acesta este un nou episod din seria Vlog. Astăzi este o zi specială, deoarece mă voi machia, ceea ce nu se întâmplă destul de des, mai ales pentru că este vară, e super cald afară și nu suport să simt că am fața încărcată cu fel de fel de chestii, cu fond de ten, pudră și așa mai departe. Dar la ocazie, la o ieșire în mall, la shopping sau și așa mai departe cu prietenii, de ce nu? Așa că vă voi prezenta un machiaj natural de zi, ușor de făcut și sper să vă fie de folos. Dar înainte de toate, nu uitați să dați un like acestui videoclip, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii și să vă abonați canalului nostru de YouTube. Împrind părul, după care îmi hidratez tenul cu uleiul de la Dalin. Nu sar niciodată peste acest pas, deoarece este foarte important să ne hidratăm pielea înainte de a aplica un machiaj. Folosesc fondul de ten de la 17 Time Plus, nuanța 2. Mai întâi fondul de ten pe față cu degetele pentru a încălzi puțin produsul, astfel acesta se va întinde pe față mult mai bine. După care cu pensula distribuim fondul de ten pe față. Curățel, elimin excesul de fond de ten de pe față și uniformizez mai bine produsul. Această etapă este cam plictisitoare, dar are un rezultat pe măsură. Aplic iluminator, după care tot cu burețelul tapotez pentru a uniformiza iluminatorul. Conturez buzele cu un creion de buze de la Bourjois Paris. De la Rimmel London, nuanța 200, Pink Blink. Aplic o nuanță de ruj cât mai apropiată de nuanța creionului de buze. O pudră bronzantă, tot de la 17. Aplic pudra bronzantă pentru a-mi contura cât mai bine fața și pentru a-mi scoate în evidență trăsăturile. Blush-ul Skin Finish Natural și îl recomand cu încredere. Datorită genelor false, machiajul meu nu mai necesită rimel, așa că voi folosi o periuță specială pentru pieptănatul genelor și suntem gata. Pentru un plus machiajului vostru, puteți aplica sub sprânceană puțin iluminator. Machiajul pe care eu îl port cel mai des și machiajul meu preferat. Lăsați-mi în comentarii dacă v-a ieșit și vouă la fel și bineînțeles dacă sunteți mulțumite de acest machiaj. Până atunci, lăsați un like acestui videoclip, părerea voastră în comentarii și nu uitați să vă abonați canalului. Eu sunt Cătălina Gheorghiu și ne vedem data viitoare într-un alt videoclip. V-am pupat!